Tema pe care o abordăm astăzi din partea unui specialist al RomVac este îngrijirea ugerului rumegătoarelor. Da. Și îngrijire, dar și atunci când se îmbolnăvește să fie tratat într-un fel. Da, de fapt noi vorbim prevenție, tratament. Preferăm prevenția, care oricum este un lucru modern, frumos și mai puțin costisitor. Dar asta nu înseamnă că nu apar și problemele în care trebuie să folosim și ceva terapeutic. Deci, ce vom folosi noi în mod profilactic, care să nu ajungem la al treilea produs, cum am spus, deci la terapie, vom folosi, primul produs este un săpun lichid. El se numește Ugeroclean S. Face parte dintr-o gamă verde pe care noi am și numit-o Green Vet. Deci cele trei produse fac parte din această gamă verde, da? Și care este în special făcut pentru marile ferme în care se poate folosi în instrumentul de spălare special al ugerului și al mamelonului, pentru că se spală mamelonul, nu ugerul. Deci să fim bine înțeleși și chiar și pentru micii producători trebuie să înțeleagă că igiena ugerului înainte de mult și după mult este în ceea ce privește în mod special al mamelonului. Deci nu vorbim de spălarea întregului uger. Acest produs este făcut pe bază de infuzie de salvie. Toată lumea știe că este o plantă cu proprietăți antiseptice și în care au mai fost adăugate niște uleiuri de plante din gama coniferelor, pinul, chiparosul, ienupărul, la care s-a adăugat și puțină mentă și cimbrișor. De ce? Pentru că este un tip de uleiuri volatile care nu numai că au proprietăți antimicrobiene, dar nu au un miros foarte puternic care ar putea să dea laptelui un gust și un miros neplăcut. Vom face după aceea o mică comparație cu cel terapeutic. Acest săpun lichid este ca și cel uman, numai că aici el se folosește diluat și diluția este foarte mare, el fiind foarte concentrat, din acest motiv este și foarte economic. Deci nu vă uitați că este un litru. El este extrem de economic pentru că se pun 10 ml de săpun la un litru de apă. Deci asta intră la destule văcuțe care trebuiesc spălate. După ce se folosește, se mulge. Bun. Și intervenim cu cel de-al doilea produs, care se numește Green Vet Ugeroclean G. De ce este G? Pentru că este un gel care se pune tot pe mamelon și în special se închide porul galactofor. Pentru că vă dați seama că între două mulsuri vacile se așează jos, se murdăresc, iau microbi, sunt tot felul de lucruri neplăcute care pot fi prevenite dacă se aplică acest gel, care se pune într-o cantitate mică, nu se pune la 100 de grame, ci se face o peliculă subțire care ține foarte bine până la mulsul următor. Când iar venim cu spălatul, iar așa și iarăși cu gelul. Dacă între timp, pentru că situația este de grajd, oricum ar fi și oricât de bine ar fi și cât de curat, plus, mai ales la vacile în lactație sau la vacile care deja au ieșit la pășune, unde primul lucru unde se agață și fac plăgi mamare este și ele, și oile, și caprele, deci au foarte vara au aceste probleme. Și celebrele inflamații chiar care apar și în grajdi, iarna, în stabulație. Și atunci intervenim cu mastitratul gel, care este un produs terapeutic. El este pe bază de caolin, care este un foarte bun absorbant al toxinelor. Înglobat înăuntru plante tot așa de salvie și un alt tip de uleiuri
eterice, mult mai puternice, cum este oregano, cimbru, menta, care este antiinflamator, intră și pinul, are și colagen, are și colagen, are și colagen, are și vitamina D3. Deci, în afară de partea terapeutică, vorbim și de o parte de plastia apoi a dermului, care a fost afectat, pentru că vor rămâne niște, se spun, plăci cheloide, de obicei, dar mai ales dacă au fost în urma problemelor de pășune, acolo rămân de obicei plăci cheloide, care își vor reveni cu acest tip de gel, pentru că colagenul și vitamina D vor ajuta să-și refacă și să nu rămână sechele dermatice. După aceea, ceea ce este foarte, foarte bun este faptul că în testările noastre clinice am primit feedback de la colegii din teren care spuneau că în cazurile de infecție mamare, deci în mastite sau mamite, cum se numesc, de la 5 zile de antibiotic pe cale injectabilă, da, s-a ajuns la, combinându-se cu mastitratul gel, s-a ajuns numai la 3 zile. Deci este o mică economie, pentru că nu sunt foarte ieftine antibioticele, nu? Clar. 5 zile este, se mărește după aceea și timpul în care nu ai voie să dai laptele în consum. Deci undeva cred că am adus și o mică îmbunătățire economică. În afară de faptul că ne referim la niște produse terapeutice care sunt prietenoase și față de animal și față de mediul înconjurător. Deci noi nu avem absolut nimic chimic în aceste produse. Și asta este, de fapt, la tot ceea ce facem noi pe partea de fitoterapie în RONVAC, nu adăugăm absolut nimic. Absolut nimic. Este modul nostru de a lucra.